Bun găsit la Field of Markets, emisiunea în care vorbim despre piețele financiare, despre evoluțiile din aceste piețe. Ca de obicei sunt împreună cu colegul meu Tiberiu. Te salut! Salut, Cătălin! Salut, Cătălin! Iar astăzi vom discuta cu Adrian Gocan, cofondator Lăptăria Ucai Mac. Bun venit, Adrian, la Field of Markets! Bine v-am găsit! Avem subiecte interesante pentru că este un domeniu foarte, foarte, să spunem, un domeniu nou și vechi pe de altă parte, dar o să vedem cât de interesant și nișe, am spus eu, la Lăptăria cu Caimac. Pe de altă parte, avem în vedere, nu aveți în vedere și o listare de obligațiuni, o eventuală listare la bursă. Până atunci te-aș întreba așa, pe scurt, într-o frază, cum vezi tu contextul actual? În general, global, aici, local, în contextul în care după acel lockdown nu și o cădere economică în trimestrul 2, economiile revin, au revenit puternic, acum totuși au mai încetinit, avem în vedere incertitudinea, nu dată în continuare de pandemie. Cum ai caracterizat tu momentul actual? Industria laptelui este una foarte interesantă. Laptele e un commodity și se tranzacționează la bursă. În momentul de față, pandemia a schimbat foarte mult dinamica pieței. Până să fie pandemie, datorită incendiilor din Australia și Noua Zeelandă și a secetei din California și America de Sud, producția mondială de lapte era sub nivelul cererii, drept pentru care prețul, evident, era mare. În acest moment, cumva regiunile se descurcă singure, pentru că foarte mare parte a exporturilor sunt blocate și avem situația din Statele Unite, care Statele Unite au încetat exporturile de lactate și la momentul ăsta prețul este unul prost. Și avem situații cum sunt cele din Europa. Europa încă reușește să exporte spre Orientul Mijlociu și Africa și atunci prețul este unul bun. Mai mult, Orientul Îndepărtat, respectiv China, are cerere foarte mare de lactate și nu reușește să satisfacă această cerere din cauza lipsurilor Australiei și Noii Zeelande. În privința Europei, dinamica a fost una pozitivă, aș putea să spun, pentru că pandemia cumva a crescut un pic nivelul prețului laptelui. În mod normal, procesatorii nu se bucură de știrea asta, dar noi suntem un business integrat. Noi avem fermă de câmp, avem fermă de vaci și avem și procesarea. Pentru noi este o știre bună pentru că pune cumva presiune pe calitatea produselor concurenței. Noi, fiind axați pe produse de cea mai bună calitate, cumva suntem dezavantajați în lupta cu prețul. Da. Până să vorbim de această industrie a laptelui și să intrăm în dedesubtul, să spunem, cum i-am obișnuit pe cei care ne urmăresc, că fiind o săptămână liniștită în punct de vedere al cifrelor și datelor financiare, nu avem mișcări mari pe piețe, pe piețele externe, avem, Tiberiu, niște cifre finale ale inflației pe zona euro, avem inflație în Marea Britanie, avem inflație în Canada, au venit cifrele și era un pericol, așa lumea se așteaptă ca inflația asta să se vadă la un moment dat și în consum. De ce? Pentru că avem acele trilioane date pe de o parte injectate în lichiditate de către băncile naționale, băncile centrale, pe de altă parte politicile fiscale. În Marea Britanie inflația e 1%, iar corul, dacă excludem acele alimente, energie, alcoolul și tutun, 1,8% în creștere. Și chiar dacă e creștere, inflația principală, spun eu că e mică, chiar dacă a crescut în ultimele două luni, asta va face ca Banca Angliei probabil cu siguranță să aștepte și să vadă noi date economice. În Europa, iată, avem 0,4, iar corul 1,2%, sunt cifrele finale, iar în Canada 0% față de luna trecută și anual, atenție, stăm doar la 0,1%. Tiberiu, cum să comentăm cifrele astea pe scurt? Da, ai spus foarte bine că deocamdată nu cred că e cazul să ne facem probleme, având în vedere faptul că sunt sume mari de bani, foarte mari de bani, fără precedent, aș putea spune, care au fost pompate în economie în ultima perioadă. Și deocamdată nu se văd atât de mult în creșterea inflației, ca dovadă și cifrele care au fost raportate în luna iulie versus luna iunie. Și la nivelul Europei, mai exact în zona euro, rata inflației a fost de 0,4, în creștere totuși de la 0,3 cât a fost în iunie.
și față, în diferență totuși destul de mare față de aceeași perioadă anului trecut, când era 1%. Dacă e să vorbim de Uniunea Europeană, inflația a fost mai mare, 0,9%, deci sunt cele 27 de state luate împreună, în creștere față de 0,8% cât a fost în iunie. După cum se poate vedea pe grafic, cele mai mici rate ale inflației au fost înregistrate în Grecia, minus 2%, Cipru la fel și Estonia, minus 1,3%, în timp ce cele mai mari rate au fost înregistrate în Ungaria, Polonia și Cehia, 3,9% și, mă rog, peste 3% fiecare. Să mai menționăm de asemenea că față de luna iunie inflația a scăzut în 10 state membre, a rămas stabilă între și a crescut în celelalte. Și cea mai mare contribuție la rata anuală inflației în zona euro a venit din creșterea prețurilor bunurilor industriale, urmate de alimente, alcool, tutun, mă rog, și în final se pare că energia a avut cea mai mică contribuție. Deci cam astea sunt cifrele pe scurt despre inflație din zona euro. Da, nu avem alte date economice, doar să menționez apropo de mărfuri, vorbeam noi ieri de petrol, că tot a menționat Adrian de lapte, și astăzi este acel Joint Ministerial Monitoring Committee al OPEC Plus, un comitet de monitorizare care practic ce face? Un fel de OPEC tehnic, discută respectarea acelui acord de reducere a producției și știm foarte bine sau cam echilibrat cererea cu oferta, dar să vedem ce va fi în perspectivă cu cererea. Până atunci, asta în așteptarea cifrelor din America, inventariilor de petrol. Haideți totuși să vorbim de industria laptelui și de asta. Doar să menționăm, domnilor, că și Standard & Poor's, apropo de piețe și de indice, a atins un nou maxim istoric, Tiberiu, după ce n-ați dat cu... Știm foarte bine că l-a depășit de mult. Da, așa e. Lucrurile se pare că merg pe un trend în continuare pozitiv și... Da, chiar să arătăm puțin și Standard & Poor's. Foarte pe scurt, iată V-ul de care s-a tot vorbit și chiar vreau să-l întreb pe Adrian. S-a vorbit de acea decorelare a burselor de ceva timp. S-a vorbit faptul că bursele au crescut foarte mult. Până la urmă, rezultatele și faptul că în componența chiar și a indicelui S&P 500, giganții din tehnologie au o pondere foarte mare, a făcut, iată, ca piața să aibă dreptate până la urmă, că cifrele au fost confirmate, nu de rezultatele financiare. Și pentru noi a fost similar cumva. Noi am avut o scădere de 30%, urmată de o creștere de 20%, apoi de încă 10%. Practic, în acest moment suntem puțin peste media anuală. Da, asta apropo de S&P V-ul ăsta perfect. Exact, tot exact aceeași evoluție a fost, un V foarte scurt, au fost aproximativ 75 de zile în care s-a întâmplat căderea și creșterea. Aici e indicele Nasdaq și repetentul, să zic, codașul american S&P, dar evident știm foarte bine, acolo sunt și companii care reprezentative din sectoare foarte afectate. Și apropo de industria laptelui, cum să vorbim de business-ul ăsta până la urmă? Cum v-a afectat pandemia pe voi și cum v-ați descurcat și să vedem perspectivele pe anul ăsta, nu? Pe noi ne-a afectat destul de puțin. Spuneam că am scăzut cu 30%, după care în aproximativ 2 luni am recuperat. Nu ne putem plânge, la acest moment suntem peste nivelul mediei lunare a anului. Ce este interesant este că trenduri care existau în piață au fost extrem de accentuate și au apărut foarte, foarte rapid datorită pandemiei. Și mă refer aici odată la marca proprie și la înlocuirea produselor mass market cu produse economy și pe partea cealaltă, celălalt trend vizibil pentru 10-15% din piață, este că oamenii caută calitate, caută produse naturale, caută produse locale, cât mai locale posibil, în condițiile unei calități. Și atunci pandemia a făcut ca lucrurile astea să se accentueze și se văd deja în piață. Practic, jucători care produceau produse foarte ieftine au avut de câștigat și sunt peste media anului trecut.
jucătorii care erau în mijlocul pieței, da, cu produse mass market, au avut de pierdut și suntem noi în zona de sus și aparent avem de câștigat din evoluția asta. Nu masiv, pentru că oamenii cumva au devenit un pic prudenți cu cheltuielile, dar așa par să fie trendurile la acest moment. Dacă îmi permiți, Cătălin, aș avea o scurtă întrebare rapidă pentru Adrian. A spus puțin mai devreme faptul că ei se poziționează, mă rog, brandul, lăptăria cu caimac, se poziționează cumva în segmentul upper, da? Deci nu middle și niciun caz low. Eu, mă rog, ca și simplu cetățean care îmi fac cumpărăturile din diferite magazine, supermarketuri, hipermarketuri și așa mai departe, recunosc că nu mi-a sărit în ochi neapărat brandul. Acum, întrebarea mea e și răspunsul, mă rog, n-aș vrea să fie unul foarte elaborat și strict și la obiect. Care sunt, de fapt, criteriile care vă diferențiază pe voi de celelalte produse? Adică cu ce ieșiți voi în evidență și care este acest plus de valoare care v-a propulsat, practic, în segmentul upper class? Noi încă de la început, ne-am propus să facem produse de cea mai înaltă calitate și laptele fermei este cel mai scump în acest moment în România. Deci prețul la poarta fermei este cel mai ridicat din România, pentru că e un lapte gras cu foarte multe proteine, este un lapte extrem de curat și se poate vedea și în imagine cum arată sala de mulți. Ideea este că pornind de la lapte și apoi procesarea, cum am făcut procesarea, fără să adăugăm chimicale, fără să adăugăm lapte praf sau alți aditivi, faptul că procesăm la temperatură joasă și avem un lanț logistic extrem de scurt și de rapid, toate astea fac ca produsul de foarte înaltă calitate, foarte proaspăt, să ajungă extrem de repede pe masa consumatorului. Și când spun extrem de repede, avem situații în care mulgem la 9 dimineața și până a doua zi, la 8 dimineața, produsul este deja pe raft. Ok, deci practic lanțul de aprovizionare și de transmitere practic direct de la fabrică către consumator se face foarte repede. Este unul foarte scurt. Avem situații în care noi facturăm în timpul producției. Nu este definitivată producția, am definitivat parțial, s-a facturat, deja au fost pregătite camioanele și practic așa reușim să ținem un lanț logistic extrem de scurt. Am înțeles. Aș mai avea o scurtă întrebare la fel vis-a-vis de rezultatele financiare. Din cifre publice, spun acum, pentru că sunt rezultatele raportate pe Ministerul de Finanțe, am văzut că la finalul anului trecut, în 2019, cifra de afaceri a crescut cu aproximativ 11% până la 40,2 milioane de lei, în timp ce profitul a crescut cu aproape 25% până aproape de 3 milioane de lei. Primul semestru a spus că l-ați depășit relativ bine și creșterea a revenit. Cum vedeți semestru 2 și per total 2020 va fi un an de creștere sau va fi un an de, să zic, mișcare laterală, consolidare? Cifrele, pentru că noi am pornit în iunie 2018, cifrele pot să pară impresionante, de speriat chiar. Fabrica a crescut în 2019 cu 765%. E la o bază joasă. Asta este adevărul, a pornit de la o bază joasă. În 2018 noi am vândut de 550.000 de euro într-o jumătate de an, pentru că abia ne listam, eram într-un număr restrâns de magazine, aveam doar două SKU. În 2019 însă am ajuns la 4.175.000 de euro, da? Iar pentru acest an estimarea este de 11 milioane de euro. Deci înseamnă o creștere puțin peste 250%. Ce ne interesează însă pe noi și ce urmărim nu este doar creșterea anuală, ci este și creștere lunară, pentru că noi, și aveți și în slide-uri, investim mult în dezvoltare de produse, investim în creșterea, în execuția la raft. Și asta înseamnă că investim în echipe de merchandising, investim în
dezvoltarea de noi contracte ca să mărim numărul de magazine în care suntem prezenți la nivel național și nu numai. Cum vă spuneam înainte de emisiune, ne pregătim pentru export și ne pregătim foarte serios și de mai bine de un an. Da, astea sunt răspunsuri foarte, foarte interesante și da, succes, ce pot să vă spun, de pe acum chiar. Te rog, Cătălin. Sunt, înainte să vin cu niște întrebări apropo de dezvoltarea asta dinamică, hai să spunem ce vorbeam înainte de emisiune cu noile, cu produsele care ajung în noi locuri, nu în Europa, să spunem, da, în premieră. În acest moment produsele noastre pot fi găsite la Madrid și Castellón, pot fi găsite la Mame în Luxemburg. În curând suntem pe cale să semnăm un contract pentru Italia, pentru regiunea Veneto și pentru zona Milano. Și speranța noastră este, noi am avut în martie, în februarie, și mă rog, am continuat în martie, conversații cu International Key Accounts la Londra, pentru că Marea Britanie este una dintre țintele noastre, alături de Germania. Dar din păcate, din cauza pandemiei, a trebuit să amânăm. Mai ales că la un moment dat, după 15 martie, lanțurile logistice s-au prăbușit. Și atunci practic a dispărut orice fel de posibilitate tehnică. În acest moment s-au reluat discuțiile. Noi suntem pe cale să ne certificăm IFS și BRC cu Lloyd's Londra. Și ce înseamnă IFC și BRC ca să transmitem? IFC este International Food Safety. Este un standard de calitate recunoscut internațional și de siguranță alimentelor, iar BRC este British Retail Consortium, este standardul valabil în Marea Britanie și țările Commonwealth. Este ușor diferit față de IFS, pentru că ei au foarte multe cutume în ceea ce privește siguranța alimentelor. Și noi suntem pe cale să ne certificăm. Noi când am construit fabrica, am construit-o, de fapt, pentru toate aceste standarde, inclusiv pentru standardul american FDA. Ok. Mai există în România, în afară de multinaționale care sunt prezente, mă rog, venite de peste hotare, companii locale mai mici, pot să spun, de nișă care au certificările astea? Din câte știu eu, BRC nu are nimeni, nici măcar multinaționalele. Multinaționalele nici nu s-au focusat. Sigur că majoritatea lor ar putea și mâine să obțină certificarea, dar nu s-au focusat în vreun fel pe a obține astfel de certificări, pentru că ele exploatează exclusiv piața locală. Iar în privința companiilor mici sau mai mici, știm că sunt încă două sau trei în discuții pentru a începe certificarea. Certificarea e un proces destul de durată. Durează între 12 și 18 luni, pentru că trebuie pregătite spațiile, oamenii, procedurile, revizuite. E un proces care durează și un proces care schimbă cumva mult dinamica producției. Ok. Știu că aveți în plan emitere de obligațiuni, o eventuală listare la bursă și un subiect foarte interesant, pentru că, pe de o parte, bursa noastră are lichiditate mică, are marfă puțină, diversitate redusă, free float extrem de redus pe multe titluri. E clar că se așteaptă și investitorii, așteaptă investitorii, companii, business-uri în care să investească și dacă jucătorul e dinamic, cum am văzut, și orientat spre dezvoltare cât mai rapidă, cu siguranță va găsi capital. Acum, eu, părerea personală și cred că și mulți investitori așteaptă ca aceste companii vor să vadă un potențial de creștere. Evident că se uită la indicatori și vedem aici și PER și EBITDA și alții, dar sectorul trebuie să fie atractiv, mai ales dacă e nou, și pe mine mă interesează și echipa și managementul din spatele business-ului. Acum am două întrebări referitor la bursă. Ce v-a făcut să vă îndreptați spre piața de capital? Și aici o paranteză. De ce? E o reticență a antreprenorilor de la noi și maxim 5%, să spunem cu indulgență, iau în calcul piața de capital. Care ar fi părerea ta? De ce așa puțin? Lipsește educația financiară
în ceea ce presupune a fi o companie publică legată strict de, de listarea. Eventual aici mă gândesc la o reticență în ceea ce privește transparența. Nu știu, e mai comodă relația cu banca, e refuzul de a împărți profitul cu alții. Mereu între pe cei care, care doresc să se listeze, să împartă o companie cu o parte din, din afacere cu alții, cum e. Poate temerea că piața nu va reflecta, nu va valora business-ul la, la evaluarea dorită, care sau cât un pic din fiecare. Tu cum vezi? De ce antreprenorii români sunt reticenți și pe de altă parte de ce ai venit tu direct la, să atragi capital de pe, de pe bursă? Cred că e un pic din fiecare. Cred că lipsește educația în zona asta. Piețele de capital sunt lucruri foarte tehnice și care nu sunt la îndemână adesea antreprenorilor. Un alt subiect este că băncile în România tind să țină captiv clienții și clienții la rândul lor au sindrom Stockholm și sunt mulțumiți cu această captivitate. Iar un lucru foarte, foarte important este că la momentul ăsta piața nu pare să ofere o posibilitate de creștere. Cumva antreprenorul se așteaptă, în mod greșit din punctul meu de vedere, ca odată intrat în piață, piața să-i recunoască pe loc meritele și să-i aducă o creștere a valorii companiei. Ei bine, lucrul ăsta este fals. În realitate, așteptările ar trebui să fie că vin niște bani alături de ceea ce există deja și banii respectivi vor accelera creșterea companiei. Noi de asta am ales această direcție. Ne dorim să creștem mai repede. Planul nostru, în 2014, când am început să pregătim proiectul lăptăriei cu Caimac, ne-am făcut un plan pe 20 de ani. Și planul nostru a fost ușor, ușor updatat și în acest moment am redus cumva orizontul de timp în care putem să executăm niște lucruri, mai ales din lista de investiții pe care, pe care o aveți în, în față. Acele investiții ne vor ajuta să creștem EBITDA, ne vor ajuta să integrăm mai bine compania și ne vor ajuta să avem performanță financiară mai bună. Ce ar putea să facă bursa pentru noi ar fi să reducem cu ani buni durata până ajungem la valoarea respectivă și la creșterea respectivă. Și ca să vă dau un exemplu, în estimările noastre inițiale, ajungeam la 11-12 milioane de euro EBITDA în jurul anului 2030. Dacă noi ne listăm în 1-2 ani, cu banii respectivi, reușim să ajungem la EBITDA respectivă, probabil în 4-5-6 ani maxim. Și de fapt, ăsta este beneficiul pe care noi îl percepem. Piața de capital pune niște bani ca să grăbească dezvoltarea unei companii. Exact. Deci până la urmă, iată, confirm ce, ce spuneam și noi aici, pentru că asta e, nu trebuie, că e vorba și de contextul de piață, apropo de listare. Uite, de exemplu, voi v-ați propus să vă listați, să spunem, peste un an, dar dacă peste un an intrăm într-o piață bear, da? Începe și vine o scădere pe, pe burse și atunci toate business-urile și respectiv, sau mă rog, bursa scade, pentru că de multe ori bursa anticipează evoluția economică și atunci să zicem că e un context de piață nefavorabil. Te mai listeze atunci? Că asta e piața o să dea o altă valoare companiei. Răspunsul este depinde. Nu ne speriem de o piață bear, nu ne speriem de o piață în scădere. Atâta timp cât banii pe care îi obținem prin IPO ne permit să facem investițiile corecte, ne permit să le ducem până la final și cu investițiile respective vom crește. Nu este nevoie să fie neapărat suma optimă, este suficient să fie acoperitoare pentru investiții. Acel 30, chiar 40% din acțiuni mi se pare o cifră promițătoare și chiar foarte mare. Am văzut și vorba aia, știm și nu mai vorbim de companiile de stat care listează doar 10%, 15% și ne plângem că nu e flip float și că știm ce fac și fondurile de pensii. Nu? Acel 30-40% care nu există pe multe dintre companiile listate acum sau în ultimii ani pe piața Aero și am vorbit aici cu acționarii principali și le spuneam că e o problemă dacă nu e free float mare.
Așa Deci este. acel 30-40% e promițător, sincer. Inițial, noi ne gândeam la 25%. După care ne-am făcut mai bine calculele și ne-am dat seama că am avea de câștigat de pe urma unei dinamici a acțiunilor, pentru că noi suntem o companie care, în ciuda faptului că lucrăm în niște domenii destul de statice, pe agricultură, spre exemplu, rotația capitalului este o dată pe an. Da? Pentru care, în mod normal, din agricultură n-ar trebui să aștepți lunar niște vești care să influențeze prețul acțiunii. Însă, pentru că noi suntem un business integrat, noi reușim aproape în fiecare lună să facem niște lucruri, să scoatem produse noi, să le listăm în rețele internaționale și reușim să producem surprize cu ele. Asta e un lucru foarte bun. Ceea ce duce, exact cum vă spuneam, la acea creștere care deocamdată pare foarte mare, evident că ea se va atenua. Ce este important pentru noi este că noi în aproximativ 2 ani vom atinge capacitatea de producție a fabricii. Vom atinge 100% și atunci noi, peste 3 ani, 3 ani și jumătate, ar trebui să avem deja gata sau aproape gata o fabrică nouă. Și pentru asta este discuția cu chefirul, spre exemplu. O fabrică de chefir în România, de chefir adevărat, care chefir adevărat este o drojdie, fermentația este una alcoolică, dar este un super contaminant. Asta înseamnă că nu poate fi făcut într-o fabrică obișnuită pentru că va contamina toate celelalte produse. Și atunci e nevoie de o secție separată, e nevoie de o fabrică complet separată, nici măcar depozitul nu poate să fie comun, pentru că dacă se sparg sticle, în cazul nostru, da, și apoi sunt luate pe roțile lizelor electrice, contaminează cealaltă bucată de fabrică. Noi ne-am propus investițiile în ordinea descrisă aici. Stația de biogaz, mărirea capacității de producție, pentru că pe anumite produse și mai ales pe cele la borcan ne apropiem încă de acum de maxim, și o investiție foarte mare pentru care de fapt vrem să facem acea emisiune de bonduri este recuperarea și refolosirea ambalajelor. Este un proiect foarte mare, este un proiect de 9 milioane de euro, care înseamnă automat tip reverse vending machine, în sensul în care consumatorii vor pune sticle și borcane într-un aparat și vor primi înapoi bonuri valorice pe care să le folosească la supermarket. Înseamnă o hală de 3500 de metri pătrați, înseamnă mai mulți roboți, o mașină foarte mare de spălare, sisteme logistice și așa mai departe. 9 milioane este o sumă destul de mare pentru noi și atunci o vom finanța parțial din obligațiuni și parțial din credit bancar. Ok. Recunosc că tot ați auzit discuție puțin mai devreme chefirul. Eu sunt un fan chefir și îmi place să mănânc. Îl cumpăr de la raft, din magazin, îl cumpăr din sticluța aia mică de plastic de la o firmă concurentă. Probabil că să vă dau o veste proastă. Da. Ceea ce consumați este probabil un produs tip chefir, adică puteți citi pe etichetă, dacă scrie fermenți lactici și nu scrie drojdie chefir, atunci este un produs tip chefir și acei fermenți imită gustul, textura, aciditatea și toate cele. Dar beneficiile reale pentru sănătate sunt date de drojdie. Am înțeles. Recunosc. Tiberius, o secundă, până la urmă, care e concurența voastră? Că până la urmă, uite și din discuția asta cu chefirul, uite chefirul nu e chefirul, până la urmă voi n-ați avea practic concurență în companiile clasice, binecunoscute, care sunt acum, nu, care procesează și... Noi asta ne-am propus încă de la bun început, să facem niște produse foarte speciale care nu mai există în piață. Ne-am propus să căutăm acele lucruri de valoare care existau în istoria gastronomiei românești. Și avem cărți vechi de 70-80 de ani, în care ne inspirăm pentru rețete. Am umblat destul de mult la pas prin satele românești ca să căutăm brânzeturi și să căutăm urmele care au mai rămas în urma unor multe zeci de ani de lipsuri. În realitate, România are de oferit tot felul de lucruri, numai că ele
sunt pe cale de dispariție și noi asta am încercat să facem, să facem niște produse unice, de foarte înaltă calitate și, într-adevăr, nu prea avem concurență. Noi nu percepem la acest moment un concurent, nu este nimeni pe categoria noastră. A existat ceva tentative, ca să zic așa. Ne-au informat supermarketurile că s-au mai interesat și alți jucători de categoria noastră, dar unele dintre produse listate au fost deja delistate. Exact ce vă spuneam, la acest moment noi suntem cumva singuri, nu avem concurenți. La nivelul percepției, sigur, toate lactatele sunt pe același raft și sunt 100-120 de companii care se bat pentru aceeași piață. Ok. Recunosc că acel chefir pe care îl cumpăr, nu știu ce are în el, ca dovadă că mi-a și răspuns. Cumpăr brandul, de fapt. Cumpăr brandul care mi-a creat o încredere de-a lungul timpului și am continuat să-l cumpăr. Acum, întorcându-mă la discuția noastră și la lăptăria cu Caimac, în 2018 ați făcut o schimbare de brand, nu? O repoziționare în piață, adoptând brandul Lăptăria cu Caimac, nu? Sau a fost puțin mai devreme? Nu, el a fost construit special pentru procesare. Până la acel moment, ferma nu avea nevoie de un brand, pentru că vânzarea de lapte crud se întâmpla cu cisterna. Începând cu 2014-2015, noi exportam cea mai mare parte a laptelui. Îl exportam în Bulgaria, iar bulgarii îl procesau și îl trimiteau în Germania. Și făceau brânzeturi, făceau iaurturi, puține, 5-6 tipuri de iaurturi, 2-3 feluri de brânzeturi. Da? Cu 9 SKU vindeau de foarte mulți bani în Germania anual, în principal din laptele nostru. Am înțeles. Deci, înțeleg că poziționarea, acum făcând o glumă, poziționarea Lăptăria cu Caimac este mai bun ca la țară, nu? Să înțeleg. Noi le-am spus tuturor care ne-au întrebat în detaliu cum anume se procesează. Ceea ce ne-am propus noi să facem este mai bun ca în orice situație. N-am făcut economii nicăieri, am ajuns până la urmă să investim în jur de 7 milioane de euro în fabrică. Am investit inițial 5 milioane și un pic, după care au mai trebuit mărunțișuri și mărunțișurile alea s-au ridicat la peste 1.700.000 de euro în final. Știți cum e, vă construiți o casă și când e gata, constatați că vă mai trebuie și mobilă și perdele și câte și mai câte. E, așa am constatat și noi, că ne mai trebuiau foarte multe lucruri. Am investit foarte mult și în pregătirea oamenilor. Am adus specialiști de afară pentru training, pentru că nu e de ajuns să ai o mașină sport, îți trebuie și un șofer bun. Și atunci am investit peste 100.000 de euro în pregătirea oamenilor. Și toate astea cu scopul de a produce în cele mai bune condiții posibile. Atât din punctul de vedere al materiei prime, al ambalajelor, al felului în care se face procesarea. Până la urmă, tot efortul ăsta a fost răsplătit, pentru că am început să câștigăm premii internaționale cu produsele, vom participa și în anii următori la concursuri prestigioase internaționale. Ne dorim foarte tare să arătăm că România are lucruri de valoare în zona gastronomică de oferit și poate nu vom reuși prea curând să construim motoare de avion, însă pe zona de agricultură, chiar am putea să hrănim Europa și nu doar cu materii prime, ci am putea să hrănim cu produse finite. Da, și am putea totodată să câștigăm și mai mult din produse finite și nu doar din materie prime. De fapt, care asta este vechea noastră problemă și vechile metecne pe care, mă rog, se pare că le perpetuăm din ce mai mult. Doar o singură întrebare vis-a-vis de structura financiară, să zic, a capitalului firmei, tot așa uitându-mă pe, de fapt, este o întrebare ușor care ține de gradul de îndatorare al companiei. Tot din datele din Ministerul de Finanțe am văzut totuși o datorie destul de mare pentru Agroserv Măriuța, nu? Așa care este da. Structura ei și din ce e compusă? Cum... Datoria la acest moment este compusă aproximativ 10%
leasing-uri, cam 90% credite. Din aceste 90% credite sunt cam 30% capital de lucru și restul sunt credite de investiții. Noi am investit foarte mult, practic. Noi n-am extras profit din companie, doar sume extrem, extrem de modeste. Ne-am investit tot ce s-a putut și scopul a fost acela de a ne dezvolta. Principala investiție în acest moment este fabrica, da? Dar suntem pe finalul plății și pentru grajd. Îl aveați în, mai devreme în imagine, acela care conține și sala de mulți. Este cel mai mare grajd de bovine din Europa, iar sala de mulți are 40 de locuri, sunt și mai mari în România, există și cu 80 de locuri, dar instalația noastră de mulți este singura care are backflush. Asta înseamnă că după fiecare vacă, instalația se dezinfectează și următoarea vacă intră pe curat. Sunt lucruri care costă, dar care în cele din urmă aduc beneficii. Și beneficiile au fost în calitate și pe cealaltă parte au fost în creșterea foarte rapidă a vânzărilor produselor. Ca să încheiem subiectul ăsta, zic eu, am văzut estimări optimiste, e clar că atingerea targeturilor, nu se pune problema, va atinge targeturile, poate și la anul, dar care ar fi totuși riscurile? Care ar fi cel mai mare risc în a stopa această creștere expansivă sau să nu ne atingem practic targeturile? Mergeți pe un scenariu optimist din ce văd eu. Da, cumva scenariul este optimist și din cauza unei istorii. Noi am analizat cu foarte mare atenție evoluțiile și în crizele anterioare. Industria alimentară tinde să fie foarte puțin afectată de crizele majore, pentru că alături de sănătate, alături de industria farmaceutică și de tehnologie, este un pilon al existenței umane. Da? Și atunci, fără hrană, nu se întâmplă foarte multe lucruri pe planeta asta. Depinde foarte tare și de segmentul căruia te adresezi, pentru că dacă te adresezi mass market, se vede în prezent că există efecte negative, însă într-o zonă de calitate și într-o zonă de nișă, că de ce să nu fim corecți, este o zonă de nișă, clienții sunt mult mai fideli și sunt dispuși să facă unele sacrificii ca să beneficieze de calitatea produselor. Da, am zis bine la început, un produs de nișă și un business de nișă. În privința riscurilor, noi încercăm să acoperim toate oalele, ca să zic așa. Pe de o parte, investim serios în achiziția de terenuri ca să ne asigurăm de materia primă. În egală măsură încercăm să acoperim cu irigații. Da? Se vede anul ăsta. Anul 2020 a fost unul foarte special și pe lângă pandemie avem și secetă. Și noi încercăm să acoperim subiectul ăsta. Avem deja irigații pe 200 de hectare, dar ne-ar mai trebui pe încă 800 și avem în plan să facem în fiecare an câte puțin. Și un alt risc este cel dat de piață. Riscul dat de piață este mai mic, însă nu este zero și atunci încercăm să adresăm acest risc pregătindu-ne pentru export și deschizând piețe noi și intrăm pe categorii noi. Adică o să vedeți anul viitor că vom intra mai mult în zona de brânzeturi. Brânzeturile consumă foarte mult lapte. Noi consumăm între 12 și 15 litri de lapte per kilogram de produs. Și atunci, cumva, dintr-o cantitate mai mică de produs finit vândut, vom avea o cifră de afaceri similară. Ok, eu mai am o scurtă întrebare. Înainte de a trece, să vedem ce s-a întâmplat astăzi la Bursa de Valori București, în final, ați spus puțin mai devreme de faptul că în posesia companiei există cele 3500, aproximativ 3500 de hectare în administrare, nu? Le lucrăm, nu sunt toate ale noastre. Le lucrați, am înțeles. Ale noastre sunt mult mai puțin. Dar aveți în vedere și achiziționarea altor terenuri. De unde vine întrebarea asta? Cred că știți, în urmă cu câteva zile a apărut o nouă lege sau urmează să intre în vigoare undeva pe la jumătatea lunii octombrie, dacă nu mă înșel, o nouă lege în ceea ce privește vânzarea terenurilor agricole.
Credeți că o să aibă vreun impact asta în ceea ce înseamnă achiziționarea terenurilor pentru dumneavoastră? Pentru noi nu, depinde foarte tare de tipul de business. Noi cumpărăm exclusiv terenul pe care lucrăm. Da? Nu ne-am uitat la alte ferme, nu ne-am uitat la alte zone. Noi nu dorim să ne extindem în zona asta. Pentru noi cele 3500 de hectare, dacă reușim să le cumpărăm pe parcursul următorilor 15-20 de ani, este foarte bine. E mai mult decât ne trebuie. Pentru alte companii care vor să se extindă, da, este posibil ca impactul să existe și să limiteze, da, achiziția de terenuri. Pe de altă parte, era nevoie de o măsură care să limiteze cumva vânzarea de terenuri către companii multinaționale, pentru că, deși, sigur, sunt adeptul valorilor liberale europene, și trebuie să fie deschis, și economia trebuie să fie deschisă, însă cumva fermierii români nu luptă de la egal la egal pe această piață a achizițiilor de terenuri, pentru că un investitor din Danemarca beneficiază de credit pe 30 de ani cu o dobândă foarte mică, da? În timp ce un fermier român poate să ia credit pe 10 ani și cu o dobândă cel puțin dublă. Și atunci este dezavantajat de la bun început. În acest moment, din estimarea noastră, peste 40% din suprafața arabilă a României este deținută de companii străine, tocmai din acest motiv, pentru că la nivel de sistem bancar și sistem de finanțare, nu ne putem compara cu jucătorii din vest. Okay. Bun, hai să vedem cum spune Tiberiu de BVB, dar am o întrebare pentru cei care ne ascultă, dacă se mai fac tranzacții. Știu că sunt companii din industria laptelui listate, era Brailact, Napolact, bine, Albalact, o poveste de succes de listat, Lactag, parcă era. Ce se întâmplă cu companiile astea? Mai sunt listate, se mai tranzacționează pe ele? Nu știu, aș fi foarte curios să văd. Dacă mă întreb pe mine, Cătălin... Eu întreb așa, pe cei care știu urmăresc, mai bine. Da, eu nu le-am mai urmărit, dar știu că sunt listate. Lactate Târgoviște, parcă era o companie. Și de asta eram curios. Hai să vedem ce lichiditate a fost astăzi și poate analizăm și... Da, hai să trecem în revistă. Să trecem în revistă înainte, repede, evoluția indicilor de la Bursa de Valori București. După cum se poate vedea, tot se tranzacționează în teritoriu negativ. Teritoriu negativ mic, aș putea spune, minus 0,15 pentru BET, 0,10 pentru BET-FI și minus 0,37 în cazul BET-NG. Dacă e să vorbim despre companiile listate din componența indicelui BET, plus 0,46 pentru ALRO, plus 0,75 pentru OMV Petrom și 0,45 pentru Electrica. De cealaltă parte, mai multe companii care înregistrează scăderi, 0,85, minus 0,85 pentru BRD, minus 0,95 pentru Nuclea Electrica, minus 0,07 pentru Transgaz și așa mai departe. Hai să ne uităm puțin și pe volumele tranzacționate astăzi până acum, după ce ieri a fost o zi cu volume foarte scăzute. Iată că astăzi avem o creștere destul de bună față de ziua de ieri, aș putea spune, aproape 8 milioane de euro tranzacții până la ora asta, aproape de închiderea sesiunii de tranzacționare, față de o medie anului curent de puțin peste 12 milioane. Pentru astăzi, Cătălin, am zis să ne uităm pe câteva companii, dar nu cred că mai avem timp de prea multe. Am zis, hai să luăm măcar una din ele și eu ți-aș propune să ne uităm peste ALRO, pentru că a raportat rezultatele financiare în urmă cu câteva zile și aș vrea să ne uităm să vedem care a fost evoluția din semestrul al doilea pentru ALRO. După cum se poate vedea din graficul prezentat, rezultatul a fost pozitiv și mai bun decât același din cele 6 luni încheiate la 30 iunie 2019, dar cu o singură remarcă, principala diferență la nivelul veniturilor a fost faptul că ALRO a beneficiat de o schemă la nivelul Uniunii Europene
privind niște subvenții care se acordă companiilor care sunt foarte energofage, adică companii care consumă foarte multă energie electrică, fără de care, dacă nu mă înșel, s-ar putea ca și acest imestru să fi fost cu un rezultat aproape de zero pentru Alvaro Slatina. Deci, din punctul ăsta de vedere, i-a ajutat foarte mult această subvenție pe care a obținut-o din partea Uniunii Europene prin intermediul statului român, bineînțeles. Motivele pentru care atât producția cât și valoarea vânzărilor au fost mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut, iată 1,3 miliarde de lei față de 1,5 în 2019, sunt cele cunoscute deja, scăderea vânzărilor, pandemia care se pare că a influențat foarte mult și producția autoturismelor, avioanelor, pentru că ei folosesc foarte mult și desfac practic producția în sectoarele astea de activitate și știm foarte bine că au fost destul de mult influențate, plus scăderea prețului aluminiului. Hai să ne uităm puțin și pe grafic, înainte de a mai comenta pe marginea evoluției. Ne uităm pe grafic pe care îl mai analizasem acum vreo lună, jumătate, două luni, tot așa vorbeam de cotația aluminiului. Aici graficul multianual îl iau puțin din spate după criza precedentă. De ce? Pentru că acest pattern, iată, pe care îl pusesem eu aici, se pare că ușor, ușor începe să se adeverească, în sensul că după 2 ani de creștere avem 3 ani de scădere, 2 ani de stagnare, 2 ani de creștere, 2 ani de scădere, iată că după acești 2 ani începe practic o creștere și ar fi foarte interesant dacă această creștere va dura măcar, să spunem, 2 ani. Ideea e că din minimele acestea, din zona asta de minime, că unde e un risk-reward foarte bun, cotația a crescut și foarte interesant a ieșit din trendul descendent, ceea ce e un motiv de optimism pentru cei care dețin sau cei care vor să intre la cumpărare. Nu m-ar mira ca cotația să ajungă la 3 și respectiv chiar spre 4,25, 4,70 aici la nivelul ăsta foarte important. S-a mai întâmplat în trecut. Ideea este, întrebarea pe care o am eu în momentul ăsta este dacă va avea loc o tendință de creștere pentru următoarele luni sau chiar ani, cum va fi aceasta? Pentru că avem o creștere furibundă urmată de corecții, iată aici, acum, să spunem, 10 ani, creșteri puternice, corecții, creșteri puternice, corecții, sau o creștere mai lină, cum a fost în 2017, avem aici un impuls puternic, dar după aia iar o creștere lină. Deci e un semn de întrebare dacă cum va fi creșterea, dar eu cred că cei care tauri, cei care sunt optimiști și au acțiuni sau vor să cumpere, nu vor fi foarte interesați de cum va fi modelul de creștere, ci vor ca prețul să ajungă aici la 4, chiar să treacă de zona asta, ar fi foarte fericiți. Suntem undeva într-o zonă bună acum și perspectivele sunt mult mai bune ca acum 3, 4, 5 săptămâni. Te rog. Da, după cum spuneam, Alro, din punctul meu de vedere, e cumva între ciocan și nicovală, în sensul că prețul energiei electrice îi generează cheltuieli mari, destul de mari, și schema asta pe care au reușit să intre practic în ea îi ajută mult, îi ajută foarte mult, dar pe de altă parte prețul aluminiului la fel, în scădere față de aceeași perioadă anului trecut, nu îi ajută. Deci strânsoarea asta, menghina asta în care este compania, s-ar putea să-i mai afecteze în continuare, depinde cum se va dezvolta practic și producția și cererea, mai ales la nivel mondial, pentru că la fel aluminiu este cerut în industria auto, industria aeronautică și mai departe, și atât timp cât astea vor fi în continuare destul de mult lovite și vor avea de suferit. Oricum, când va fi listată lăptăria cu caimac, sperăm cât mai repede, traderii și investitorii se vor uita la cotația laptelui și la licitațiile, cum se uită acum traderii la Frontera, cred că Adrian știe că sunt licitații ale companiei multinaționale, mi se pare din Noua Zeelandă, un mare producător, da. Și există cotații mereu acolo, o dată pe lună există o licitație și evident sperăm să ajungem acolo cât mai repede și noi, să ne uităm și la rezultatele lăptăriei, să ne uităm și la cotația internațională a laptelui ca să decidem în consecință.
Da, pentru un business integrat o să vedeți că e cumva contraintuitiv corelația. Pe noi ne avantajează un preț mai ridicat al laptelui. Da, exact. E diferit și vom vedea. Să sperăm că peste un 2 ani, nu, maxim, vom vedea. Speranța noastră este că în octombrie listăm obligațiunile și anul viitor ne vom lista la bursă cu acțiuni, repet, cu un free float 30-40%. Perfect. Păi cu mesajul ăsta optimist, eu spun, propun să încheiem astăzi. Au fost subiecte interesante. Îți mulțumim, Adrian, pentru prezența la Field of Markets. Te mai așteptăm și când ai vești bune să le comunici. Investitorii sunt foarte interesați de sectoare noi, sectoare dinamice și companii care caută capital. Vă mulțumim că ne urmăriți zi de zi. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Până atunci vă urăm, ca de obicei, o seară cât mai plăcută și, evident, profitabilă. La revedere! Să vedem.